clima general de este claro que está. Parte del quiso abordar en nuestro tripopie natasca, de cei care am elaborat legea 1 pe 2011 legea educației naționale și a spus că a fost scrisă cu generozitate, strict legat de decontarea majorității elevilor. Și că legea n-a prevăzut plafoane ale tarifelor pe care transportatorii să le utilizeze. Să ne înțeleg foarte clar, ministrul educației vorbind de la ministrul copie, care ne cere ca într-o lege a educației naționale să prevedem plafonarea tarifelor transportatorilor. Mai rămâne să prevedem în legea educației naționale și care ar fi producția de cartofi la hectar și încă vreo câteva elemente de genul ăsta și rezolvăm, cred că, toate problemele României cu legea educației naționale. Primul canal se referă la faptul că guvernul sunt în principal, guvernul face în acest moment, a făcut pace și vrea să facă economii în spatele elevilor la deci, ceea ce s-a întâmplat în anul școlar 2012-2013, să ajungi cu școli din județul ăla, dar liceul în care lucrez eu, exemplu cel mai clar, un colegiu tehnic care are un număr foarte mare de navetiști și cărora, în acest moment, vă vorbesc în ziua de astăzi, li s-a asigurat de contul navetei, din acest an școlar, pentru luna septembrie, octombrie și aproximativ la 20% din elevi, în care, cam la 20% pentru noiembrie. Decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie și gândiți-vă că e colegiul tehnic care are încă practică, sunt elevi de la școala profesională care mai merg până spre sfârșitul iulie la în practică. Sunt copii care vin din străzi, din teriuși, din mamă, deci de oriunde, luați onor, de unde veți vin la această clasă de profesionale, să înțeleg. Deci, acesta este lucru și nu este singurul județ. Dacă ați face o minimă cercetare, veți descoperi că restanțele sunt majore. La nivelul județului Alba, restanțele sunt majore la nivel național.